găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Abordarea și tratarea durerilor de gât, cap și articulații în medicina energoinformațională. O nouă rubrică la dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale misteriosului spânz și o mască naturală bună de aplicat în prag de primăvară. Poziție incomodă la computer, stres, traumatisme, boli specifice. Toate acestea pot provoca dureri chinuitoare de gât, cap, coloană ori articulații. Ca să scăpăm de dureri, de obicei ne îndopăm cu medicamente sau apelăm la intervenții traumatizante și suportăm reacțiile adverse ori efectele secundare inerente. Medicina energoinformațională vine cu terapii blânde care exclud astfel de neplăceri, explică terapeutul Florica Munteanu. Trăim în perioada computerelor, aerului condiționat, stresului foarte mare, lumea lucrează într-un stil de dimineața până seara, relaxarea este foarte puțină. Avem foarte mulți pacienți, atât femei cât și bărbați, cu probleme, dureri de ceafă, dureri care se duc de pe ceafă în sus, pe calotă, dureri pe partea dreaptă, pe partea stângă a frunții, migrene și foarte mult dureri de cap, nervozitate, dureri de umeri, până chiar dureri de coate, lipsa de concentrare la foarte multe persoane, deci o calitate de viață destul de, în care deja s-a intervenit foarte puternic. Spun persoanele respective că durerile de cap produc și amețeli, iar de aici foarte des, deși pare că nu are legătură, apare un zgomot în urechi și un alergii foarte des. Din motivele menționate, apar tot mai multe cazuri de persoane cu artrite ori cu diverse inflamații ale articulațiilor. Este de fapt o inflamație pe încheietură care, dacă ne gândim la o inflamație pe intestin, să zicem morbus Crohn sau o colită, este exact același fenomen, numai că este pe încheietură, pentru că în încheietură au reușit să pătrundă bacterii, virus, micoze care produc acolo inflamație, mănâncă lichidul de pe încheietura respectivă, că în orice încheietură avem, se întâlnesc două oase, între care este un lichid. Acest lichid începe să fie tot mai puțin, se adună un fel de nisip și se întâlnesc două oase care tasează unul pe altul și produc acele dureri foarte mari. La diagnosticarea energetică se observă natura inflamației și stadiul în care se află. C1, C7, în general, îl găsim discurile deteriorate. Aici și cu atât ca poziție, cât și ca deteriorare organică, intrăm în programele care ne ajută să echilibrăm zona respectivă, iar unde și în marea majoritate sunt asociate cu durerile de cap. Atunci când face anamneza pacientului, medicul terapeut constată că acesta acuză astfel de dureri după o perioadă de stres, de frământări marcată de probleme ce par irezolvabile. Un asemenea stres marchează de obicei partea stângă a creierului. Și atunci intervenim în terapie, completăm terapia cu arealul respectiv, respectiv partea stângă a creierului, o susținem foarte mult în terapie, oxigenarea, circulația, pentru că ceafa, gâtul, este locul cel mai expus din tot corpul nostru și aici avem cele mai puternice legații nervoase, este extraordinar de important, și care fac legătura dintre creier și corp. Dacă durerea persistă, dar să știți că din cazuistica mea, marea majoritate au durerile de cap pe partea stângă. Marea majoritate. Frunte, deci vine de pe C1, C7, de pe discuri, urcă pe cap în sus, pe calotă și se localizează pe partea stângă. În medicina complementară, indiferent de natura bolii, se tratează omul în întregul lui, cap, suflet, spirit. Și nu este ceva la general, ci este ceva foarte concret, pentru că problema pe care el o are acolo și care este foarte ancorată în subconștient
face ca neurovegetativul și sistemul nervos central să fie într-o discordanță permanentă care aduce după sine rezultatele, respectiv problemele, migrene, dureri de cap, lipsă de concentrare, oboseală, stres, și datorate stresului, deci un stres pe care, o oboseală pe care o simți în permanență, deși te-ai odihnit corespunzător. Majoritatea pacienților cu astfel de probleme acuză dureri pe partea stângă a capului, dar sunt destule persoane care prezintă dureri pe partea dreaptă. Multe cazuri am observat că sunt persoane care poate sunt după o pierdere, sunt persoane mai triste, sunt persoane care poate după un divorț, sunt persoane care se încadrează puțin mai greu sau reîncadrează în viața socială. Bineînțeles că trebuie să privim și acest aspect în terapia pe care o facem, în echilibrarea părții drepte a creierului cu partea stângă, în comunicarea dintre creier și corp. O durere care apare frecvent este cea de umeri, o suferință specifică, în special femeilor. Au probleme destul de mari femeile, pentru că femeile sunt managerii familiei, mare parte, în sensul de a... Ele sunt pe mai multe nivele, au o responsabilitate mult mai mare, sau cel puțin așa o iau, ca o responsabilitate mai mare, se implică în paralel în mai multe activități. Rezultatul este dureri insuportabile de umeri, să nu mai vorbim mai departe de poziția incorrectă, de concentrarea pe care o ai într-o anumită poziție și stresul pe care îl ai atât. Știm foarte bine, sunt multe persoane care au și copii mici, și lucrează, trebuie să-și rezolve și problemele de acasă, problemele pe care le are fiecare, și sunt situații în care, într-adevăr, și asta odată, și pe urmă intervine alimentația, care de multe ori este în grabă, este pripită și nu este exact ceea ce ar trebui să fie. În medicina energoinformațională, terapiile sunt personalizate potrivit caracteristicilor fiecărui pacient în parte și acționează blând asupra organismului. Pacientul nu este îndopat cu medicamente, nu este înțepat cu seringa și nu este supus intervențiilor traumatizante. Pacientul poate își pune întrebarea, dar de fapt ce se întâmplă? Eu stau conectat cu un aparat și ce se întâmplă aici? Asta se poate întâmpla la prima ședință în care stă, ascultă, se uită și zice, bine, vom vedea. Dar la următoarea terapie la care vine și în cazul de acestor dereglări, de multe ori și noi suntem mirați cât de repede începe pacientul să vadă rezultate. În terapii sunt asociate drenajul limfatic și masajele speciale cu scopul de a ajuta organismul să elimine toxinele și să scape de blocajele energetice. De altfel, la diagnosticarea energetică este foarte importantă identificarea blocajelor. Pentru că lucrezi focusat și nu îl porți în foarte multe ședințe, ci reușești, să zicem, într-un număr de 6 ședințe maxim, să îl deblochezi, să poată pacientul să-ți spună, da, într-adevăr, mă simt mai bine. Reglarea energetică a organismului este un proces care se desfășoară din aproape în aproape. Odată inițiat, are o finalitate vizibilă în starea pacientului. Bateria lui la început ține mai puțin, dar urmând terapiile, pentru că odată informația dată, lucrează, aia nu înseamnă încă că la ședința următoare terapia făcută nu mai are niciun efect. Terapia făcută, odată informația, încă lucrează în corp, dar se întregește cu terapia următoare, pentru că fiecare ședință de terapie este gândită în funcție de diagnosticul pe care îl are pacientul, atât simptomatic cât și schematic, să readucem organismul înapoi în bioritmul din care este ieșit. Sunt modalități moderne, sunt modalități ale medicinei energoinformaționale care se bazează pe energia corpului, lucrând în folosul corpului, deci folosim această informație patologică în scopul reorganizării și echilibrării corpului și oprirea fenomenului de autodistrugere. Continuăm să vorbim astăzi despre importanța serviciilor medicale într-o clinică dentară. Vedem care este cel mai bun duș bucal fix. Aflăm cât este de important să completăm igiena orală și prin alte metode decât periajul zilnic și identificăm cauzele pierderii dinților.
Toate acestea într-o nouă rubrică La dentist cu dr. Leahu, singura rubrică de cultură stomatologică din România. Bun găsit! Vă spuneam în ediția trecută că dotările unei clinici acoperă doar 50% din serviciile oferite, restul constă în felul în care medicul poate comunica și empatiza cu pacientul. Este foarte important ca pacienții să nu vină cu teamă, să înțeleagă perfect tot ce e legat de tratament și să plece mai sănătoși și cu zâmbetul pe buze. Care sunt specializările dintr-o clinică stomatologică și ce înseamnă cu adevărat o echipă, aflați în materialul următor. În zilele noastre, specializarea este cuvântul de ordine în orice domeniu. Atât știința, cât și tehnica, tehnologia și aparatele care sunt utilizate în clinicile stomatologice pentru a obține rezultatele dorite, nu mai pot fi toate stăpânite de un singur om. Astăzi, performanța înseamnă, înainte de toate, specializare. Iată de ce este atât de important să apelați la clinici moderne, unde găsiți specialiști capabili să performeze fiecare în domeniul său și cu toții să colaboreze în beneficiul dumneavoastră. Sunt dr. Costantinos Liarocapis, sunt medic specialist în chirurgie orală și maxilofacială și în PRGF Endoret. PRGF este o tehnologie revoluționară. Medicul specialist folosește chiar sângele pacientului pe care îl centrifugează cu scopul de a obține o membrană, care se va lipi pe suprafața implantului și va ajuta la eliberarea de factori de creștere. De asemenea, va îmbunătăți osteointegrarea. Ne îndreptăm către altă specializare, și anume ortodonția. Îndreptarea dinților era practicată încă din vremurile antice, deși ortodonția, ca ramura stomatologiei, a apărut abia în anii 1880. Există mitul că numai dantura copiilor poate fi îndreptată cu ajutorul aparatelor ortodontice. Din fericire, este doar un mit. Tehnologia a evoluat foarte mult, iar acum adulții de orice vârstă se pot lăuda cu o dantură perfect aliniată. Mă numesc Mădălina Trofin și sunt medic specialist ortodont. Mă ocup de tratamentul atât în cazul copiilor, cât și în cazul adulților. Vorbim din nou despre protetica dentară, de data aceasta despre protezele dentare. Medicul protetician este expert în restaurarea și înlocuirea dinților pentru a obține un zâmbet frumos și funcțional. Coroane, punți, proteze sau fațete dentare sunt tratamentele prin care se poate reface zâmbetul. Sunt dr. Corina Ene, prezent mă ocup de partea de protetică mobilă și mobilizabilă. Prevenirea prin igiena zilnică este cea mai eficientă cale de combatere a problemelor de sănătate orală, iar diagnosticarea cât mai rapidă a problemelor și respectarea tratamentului indicat de către medicul stomatolog sunt factori importanți pentru vindecarea rapidă și fără complicații. De foarte multe ori, perița de dinți nu este suficientă pentru a îndepărta resturile alimentare ce contribuie la apariția carilor, îmbolnăvirea gingiilor și a respirației urât-mirositoare. Dușul bucal Tornado de la Dr. Mayer este un ajutor în completarea igienei bucale, deoarece curăță în locurile inaccesibile dintre dinți și în profunzimea buzunarelor gingivale. Pentru că sunt medic implantolog, îl recomand pacienților mei, dar este la fel de potrivit și pentru curățarea aparatelor ortodontice, a coroanelor și a punților dentare. Grijile cotidiene ne pot determina să uităm de multe ori de sănătatea noastră, în special de cea dentară. Mâncăm pe grabă, ne completăm dieta cu ceva băuturi dulci și cum periuța de dinți nu ne este la îndemână tot timpul, lăsăm pe mai târziu periajul dentar. Să nu mai spunem că ajungem și foarte rar în cabinetul unui medic dentist. Iar apoi, evident, ne plângem de probleme stomatologice grave, ce pot necesita tratamente costisitoare și de lungă durată. Din păcate, pierderea dinților este o situație care pune probleme tot mai multor persoane, iar vârsta nu este neapărat motivul. Chiar și pacienții tineri au această problemă, cauzele fiind variate. Pierderea dinților are o groază de factori favorizanți și determinanți, cum ar fi bolile generale ca diabetul, medicațiile antihipertensive, cardiace, contraceptive, unele antibiotice. Însă, cea mai principală problemă și cel mai important factor rămâne igiena defectuoasă. Nu toată lumea folosește ață dentară și nu are o tehnică de pereaș corespunzătoare. De aici apare carie dentară, care nu este tratată la timp și aduce la pierderea dinților. Bruxismul și scrâșnitul din dinți, la fel, aduce la fisuri, care
pot genera crăpături ale dinților până la pierderea lor. Dacă această dentație nu este înlocuită cu un implant dentar sau cu o lucrare protetică corespunzătoare, cât de absurd n-ar părea, asta poate duce la pierderea și dinților vecini. Așadar, există o mulțime de cauze ale pierderii dinților. Aveți grijă de dantura dumneavoastră și mergeți periodic la medicul dentist. Doar acesta poate depista afecțiunile orale de care suferiți și vă poate sfătui în legătură cu metodele de tratament. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află întotdeauna un dentist bun. Calitățile curative ale misteriosului spânz și o mască naturală pentru ten bună de aplicat în prag de primăvară. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Spânzul, o plantă specială printre buruienile de leac ce poate fi otrăvitoare dacă nu este administrată de cunoscători. Despre spânz se spune că poate trata boli grave, inclusiv cancer. O mască naturală din făină de ovăz și iaurt, bună de aplicat în prag de primăvară. Calitățile curative ale spânzului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre o plantă deosebită, spânzul, despre care se spune că are efecte miraculoase în tratarea cancerului. De regulă, spânzul înflorește primăvara de vreme, la sfârșit de februarie, început de martie. I se mai spune și trandafir de iarnă sau trandafirul Crăciunului, însă nu are nicio legătură cu familia rozaceelor. Există peste 20 de specii de spânz și multe dintre acestea cresc în țara noastră. În tratamente sunt folosite însă mai ales rădăcinile și rizomii. Despre spânz se știe că este otrăvitor, are un gust acru și în cantități mari provoacă arsuri ale ochilor, cavității bucale și gâtului. De altfel, în categoria buruienilor otrăvitoare, spânzul este alături de mătrăgună și cucută. Puțin cunosc însă faptul că are proprietăți terapeutice excepționale, dacă este dozat corespunzător. Cei care cunosc puterea plantei spun că poate fi vindecătoare sau ucigașă, în funcție de intenția celui care o utilizează. În trecut, vracii îl foloseau ca leac pentru diaree, hemoroii sau psihoze. În urmă cu mai bine de un secol, spânzul a început să fie folosit pentru tratarea insuficienței cardiace și ca diuretic. Decoctul din rădăcina plantei era folosit de asemenea cu succes în tratarea epilepsiei, a crizelor de isterie, a melancoliei, a disfuncțiilor menstruale, a constipației, a bolilor ficatului, a gutei și a reumatismului. Ca remediu extern, rădăcina de spânz era uscată, măcinată și presărată asupra iritațiilor, ulceraților, acneei, abceselor și rănilor infectate. De asemenea, din această pudră de rădăcină se pregăteau cataplasme care se aplicau în cazurile de reumatism, în durerile de sciatică și în migrene. Fitoterapeuții spun că dacă va fi studiat la modul foarte serios, spânzul ar putea deveni în curând un leac redutabil în lupta cu bolile oncologice. Studiile de laborator au demonstrat că extractul de spânz puternic diluat în apă stimulează moartea naturală a celulelor cancerigene. Din cauza concentrației mari de substanțe care pot fi toxice dacă planta nu se administrează în cantități corespunzătoare, spânzul trebuie folosit cu maximă atenție și numai sub îndrumarea medicului. Gândiți-vă că o doză maximă de rădăcină pisată nu trebuie să depășească un gram pe zi. Dozele sunt prescrise în funcție de vârstă, greutate și starea generală a pacientului. Atât despre spânz. A sosit momentul să ne ocupăm și de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din făină de ovăz și iaurt, recomandată pentru toate tipurile de ten. Ca să o preparați, aveți nevoie de o lingură de făină de ovăz măcinată foarte fin, de o lingură de iaurt natural și de o jumătate de linguriță de miere.
Puneți totul într-un bol și amestecați bine, până când obțineți o pastă omogenă. Ca să fie totul ca la carte, amestecați mierea mai întâi cu o lingură de apă fierbinte și abia apoi o turnați în amestecul pentru mască. După ce aplicați masca pe față, gât și decolteu, o lăsați să acționeze circa un sfert de oră, după care o înlăturați cu apă călduță. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că băile de șezut cu fiertură de usturoi reprezintă un leac extrem de eficient pentru tratarea hemoroizilor? Știați că vinul în cantități moderate și sucul de struguri te pot ajuta să dormi mai bine, deoarece conțin melatonină, care îmbunătățește calitatea și durata somnului? Știați că sexul nu alină întotdeauna durerile menstruale? Orgasmul duce la contracții, care pentru unele femei pot fi eliberatoare, în timp ce pentru altele nu. Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!